Bună ziua! O să fac așa o recenzie a unei cărți cu povești, dar recenzia o să fie mai multe videoclipuri. Cartea se numește Tărâmul de Bazm al Iernii. Uitați aici cum arată cartea. Da, bine, știu că dacă iau multe lucruri dintr-o carte și după aceea folosesc din acea carte ceva în mod comercial, nu este legal, numai că din ce știu este legal să poți să, de exemplu, dacă aș scrie o recenzie și nu aș vorbi cum fac acum, aș putea să iau mici părți dintr-o carte atunci când scriu ceva, așa că așa o să fac și acum. Prima poveste din această carte, imediat, se numește Petrecerea de iarnă și este scrisă de Liz Norton. Vă citesc așa puțin începutul și după aceea mai și povestesc puțin din ea. Zice așa. Când se trezi Briar, ursoaica mătură prin bârloc. Se ridică imediat din pat, treaz de-a binelea. Astăzi e ziua cea mare, nu-i așa? Strigă zburlindu-și culăbuțele din față, blana brun-aurie, în așa fel încât să-i stea ridicată ca niște țepi. Da, răspunse ursoaica zâmbind. Petrecerea de iarnă. Briar alergă să o îmbrățișeze. Abia aștept, exclamă, tremurând de nerăbdare, în timp ce mama îi netezea blana din jurul urechilor. Așa. E, și se duce el după mâncare și ia să văd eu ce mai e pe aici, să văd dacă găsește de mâncare, nu găsește. E, ideea e că Braier așa era un ursuleț bun și nu se certa pentru mâncare așa cu alte animale. Nu